cea mai citită carte din lume rămâne Biblia. Ea a fost vândută în peste 6 miliarde de exemplare. În România, una dintre cele mai citite Biblii, mai ales de către comunitatea evanghelică, este traducerea lui Dumitru Cornilescu. Pe data de 4 aprilie 1981, în prefața cărții sale Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu, Alexandru Măianu scria: S-au împlinit 60 de ani de când Dumnezeu a făcut românilor din țară și de pretutindeni un mare dar, Biblia. De la apariția versiunii realizată de Cornilescu s-au împlinit 100 de ani. Dumitru Cornilescu, da, a fost traducătorul Bibliei în limba română modernă și a tradus foarte bine Biblia. A avut, desigur, ceva dicționare, lexicoane, care au fost oferite prin susținerea prințesei Ralu Kalimachi, dar Cornilescu, pe lângă faptul că a fost un traducător bun, îl putem considera și reformator. În perioada studiilor, el a înțeles că fiecare om are nevoie să citească și să înțeleagă Scriptura. Și-a dorit ca să pună în mâna românilor Biblia, dar să fie pe înțelesul oricui. Da, să fie pe înțelesul oamenilor în alta societate, dar să fie și pe înțelesul oamenilor obișnuiți, oamenii de rând. De asemenea, Cornilescu a crezut în puterea de transformare a Bibliei. El a crezut că Biblia, odată ce ajunge în mâna omului, îi transformă viața. Iată o gândire de reformator. Cornilescu este model de căutător a adevărului și model de muncă susținută din dorința de a se asigura că adevărul care a ajuns la el este adevărul Scripturii în termeni reali. Datorită convertirii sale, datorită faptului că el a arătat că este nevoie de un mântuitor personal înaintea românilor, iată că a pornit o nouă mișcare, s-a întemeiat o nouă biserică, o biserică evanghelică, care ne arată nouă că în România a avut loc o reformă evanghelică reală. La 100 de ani de la apariția Bibliei Cornilescu, în România au fost organizate diverse evenimente. Între acestea, editura Stefanus din București a reeditat volumul Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu, de Alexandru Măianu, cu completări. Cartea este o biografie a celui prin care Dumnezeu a adus poporului român cuvântul scris într-o limbă accesibilă. Cartea scrisă de Alexandru Măianu a apărut într-o primă ediție în anul 1981 în Statele Unite, unde autorul și-a petrecut a doua parte a vieții. Ulterior, ea a fost tipărită de editura Stefanus în 1994. În secțiunea referitoare la perspectiva istorică, Alexandru Măianu arată modul în care Dumitru Cornilescu s-a dedicat traducerii cuvântului lui Dumnezeu. La pagina 47 spune așa: îmbrăcat călugăr, cu tichia pe cap, stătea adesea pe pardoseală, scriind pe un scaun mic cu 3 picioare. Avea întinse pe jos nenumărate ediții ale Bibliei în greacă, ebraică și aproape toate traducerile existente pe atunci în limbile modernă, engleză, franceză, germană. Pe lângă acestea, multe dicționare și fișe cu traducerea paralelă a celor mai de seamă termeni din Biblie. Traducea nu numai cu grija și cu precizia unui traducător înnăscut, dar și cu responsabilitatea pe care îi impunea dorința de a înțelege el însuși și de a transmite și altora mesajul dumnezeiesc pe care îl căuta. Dumitru Cornilescu rămâne un reper important în lumea creștină românească prin traducerea Bibliei într-un limbaj accesibil. Astfel, Sfânta Scriptură poate fi citită de oricare credincios care dorește să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia care noi avem în mâinile noastre, traducerea Cornilescu, are o istorie fascinantă, o istorie extraordinară. Un om care a suferit datorită ceea ce el a făcut și o Biblie care a transformat atâtea vieți. În concluzie, Dumitru Cornilescu este omul care prin munca și prin viața lui a sensibilizat conștiința generației sale și a celor viitoare, contribuind mult la renașterea spirituală a poporului român.